Ce fermier nu a auzit de mecanica Ceahlău? Cred că nu există agricultor care să nu fi avut ocazia, măcar o dată în viață, să folosească un utilaj care a fost produs de această companie. Tocmai de aceea aș vrea să cunoaștem istoricul acestei entități și să aflăm, bineînțeles, împreună cum se descurcă în această mare, mare de utilaje de pe piață. Mecanica Ceahlău din Piatra Neamț, o entitate economică cu tradiție, istorie, are mulți ani în spate, mulți oameni care s-au perindat prin această entitate în timp, de când a început și cu ce? Istoria mecanicii Ceahlău începe în anul 1921, deci acum 101 ani. Anul trecut am sărbătorit 100 ani de la înființare. Mulțumesc! Și a început când un personaj local, un investitor local, a deschis un mic atelier în care repara vagoane. Încet, încet, datorită cererii care era pe piață, a început să treacă și la fabricarea unor utilaje pentru agricultură. Probabil pentru micii fermieri. Pentru micii fermieri. La început cu mașini pentru făcut urluială, făcut mălai, lucruri de genul acesta. Și practic până în 1953 s-a trecut la realizarea unor echipamente agricole. Deci putem să le spunem din acel moment echipamente agricole. Pluguri, nu modelele acestea pe care le întâlnim astăzi, prășitoare și așa mai departe. Din 1953, însă, când, mă rog, s-au produs schimbările în politice și în agricultură, a început să producă echipamente pe scară largă agricole și, practic, din acel an, cam tot teritoriul României sau tot teritoriul României au început să apară utilaje mecanica Ceahlău. Ce mai este de notat este că în 1900, la începutul anului 1970, până 1972, a fost produsă prima semănătoare SPC, pentru plante prășitoare, care a devenit practic un simbol al semănătorilor pe teritoriul României și nu cred că a existat unitate agricolă în România să nu fie avut până în anul 1990 să nu mai aibă o asemenea asemănătoare. Evident, după aceea au început supurile pentru păioase. Pentru păioase și toată gama în general de prelucrarea solului și de semănători. În 1989 mecanica Ceahlău avea 4.000 de angajați. Vă dați seama ce înseamnă 4.000 de angajați și desfășurau activitatea sau spațiile de producție erau răspândite pe o zonă de 20 de hectare, ceva de genul. 20 de hectare, vă dați seama. Sigur. Iar producția era vândută în toate țările fostului bloc comunist. Se produceau foarte multe, produceau zeci de semănători pe zi, mii de semănători pe lună și nu numai semănători, grape și mai departe, se exportau în Rusia, în Polonia, în Republica Democrată Germană, peste tot. Evident că după ce piața asta s-a prăbușit, a urmat o perioadă de declin, pentru că mecanica... s-a întâmplat în toată economia, sigur. Exact. Mecanica Ceahlău a trebuit să se reinventeze, ca să spunem așa, a trebuit să-și caute, să suplinească cumva pierderea de volum, care oricum a fost imposibil de câștigat. Și atunci producția a început să scadă progresiv și ajungând ca prin anii 2000 și ceva chiar să fie pe muche de cuțit, să spunem așa, cum se spune. Da. Însă norocul a făcut, spre deosebire de alte entități economice care știm ce s-a întâmplat cu ele, ca totuși compania să supraviețuiască. Un punct așa de cotitură a fost și momentul în care a fost preluată de către investitorul actual, de către SIV Moldova, actual Evergent, și denumire s-au schimbat, și în care au pus cumva, au încercat și au reușit până la urmă să renască cumva tradiția, să
refacă colectivul și să investească, evident, și să aducă mecanica Ciaclău unde este acum. Unde este acum. Da, trebuie să vă spun că este și sunteți și entitatea aceasta economică o surpriză plăcută pentru economia românească, pentru că, tocmai ce spuneați, a rezistat și, iată acum, produce în continuare mai toată gama de utilaje agricole de măpore. Tot ce are nevoie fermierul român noi putem oferi, de la utilaje pentru prelucrarea solului, la asemănători, la utilaje pentru întreținerea culturilor și ajungând până la tractoare. Tractoarele, evident, nu le producem noi, dar le distribuim, iar tractorul pe care îl distribuim este un tractor de top. Este unul dintre cele mai bune tractoare existente pe piață în acest moment. Noi, nouă ne place Steyr. Da. Nu ne place să spunem și credem cu tărie că este cel mai bun tractor de pe piață în momentul de față. De ce capacități? De la ce și până la câți cai putere? El ajunge până la 300 de cai putere. Da, așa. Deci acoperă cumva majoritatea nevoilor fermierilor. Ce spun fermierii? Sau cum se raportează ei la ceea ce produceți? Și mă refer la raportul calitate-preț. Eu am venit în mecanică în 2014. A fost un moment de cotitură, nu faptul că am venit eu în mecanică, Ciaclău, ci prin faptul că în 2014 întregul management a fost schimbat în mecanică. Practic, am venit pe poziția de director operațional și împreună cu managementul nou care a venit la vremea respectivă, am găsit produsele mecanicii la un nivel destul de scăzut, adică ele nu mai evoluaseră din punct de vedere tehnologic. Nu mai asigurau, adică nu mai erau capabile să facă față competiției acerbe care venise din vest. Da, da. Și atunci nu am avut altceva de făcut. Singura soluție era să încercăm să schimbăm din temelii și să ne adaptăm noului. Și atunci am început un proces laborios împreună cu colectivul minunat, aș putea spune, pe care l-am găsit în mecanica Ciaclău, plus oameni pe care am reușit să-i aducem alături de noi. Am reproiectat, am modernizat și am venit cu utilaje noi, nouțe, de concepție nouă și adaptată cerințelor. Asta a presupus probabil investiții serioase. Da, paralel cu faptul că proiectam noi utilaje și dezvoltam produse noi, am și început investiții majore, masive în fabrică, atât din punct de vedere al infrastructurii fabricii, care era învechită, cât și din punct de vedere tehnologic. Și am început să externalizăm, așa cum toate companiile din lume fac, adică nu mai facem noi totul în interiorul fabricii, ci acolo unde nu suntem sau nu reușim să fim competitivi, externalizăm anumite repere, componente și așa mai departe. Cum stați pe piață? Este greu de spus care este cota noastră de piață și pentru că nu există statistici care să arate sau să măsoare aceste lucruri. Cred că suntem undeva 20%, ceva de genul, ceea ce pare, dar poate că e puțin, nu, dar... Nu întâmplător vă întreb, pentru că eu am văzut în țară, că, circulând foarte mult cu ceea ce avem de făcut, am văzut foarte multe echipamente, în primul rând albastre, și atunci zic, băi, asta e mecanica Ciaclău, e brandul. Da, respectiv. Sunt și alți producători care au, nu exact, nuanța aceasta de culoare. Dacă n-am văzut albastru, zic, băi, o fi Ciaclău. Dar, da. Și într-adevăr erau Dar într-adevăr suntem prezenți din nou, din fericire, în toate zonele țării. Am deschis în perioada asta 3 showroom-uri în țară, plus că am modernizat showroom-ul de la Piatra Neamț. Anul ăsta vom deschide încă cel puțin un showroom, astfel încât să vizibilitatea noastră să crească, pentru că avem utilaje bune, sunt fiabile, raportul calitate-preț este unul foarte bun și este păcat să nu pătrundeți mai bine, printre fermieri. Noi folosim numai materii prime de calitate. Noi nu facem rabat la calitate. Noi știm că vom fi
suntem în vizorul fermierilor și noi trăim aici, pe pământul ăsta, noi nu ne permitem să facem, deși nu spun că suntem perfecți, da. Dar facem tot posibilul să punem numai materii prime de calitate, care evident sunt mai scumpe, și gradul de... sunt mai sofisticate, mai elaborate, mai bine făcute, mai îngrijit lucrate. Nu suntem perfecți, suntem convinși. Nimeni suntem și nevoiți pe toată să nu fim perfecți, pentru că trebuie să mișcăm lucrurile atât de rapid, încât poate că toată suntem nevoiți să sărim peste anumite etape. De exemplu, să probăm un utilaj și, nu știu, 3 ani de zile. Oricum, nu mai există în momentul de față utilaj pe care noi să-l lansăm în piață care nu este testat cel puțin un an de zile în condiții grele într-o fermă la partenerii pe care avem. Dar sunt anumite situații în care, știți, nu poți să probezi utilajul în toate tipurile de sol care există în, n-ai cum, la noi în țară. Atunci pot apărea anumite probleme, dar pe care noi le rezolvăm instant. Adică nu există fermier care să fie rămas cu o problemă nerezolvată în cazul în care sunt a convins, avut-o. Sunt convins, mai ales că din toate colțurile țării până la Piatra Neamț nu e câteva ore ajuns și a rezolvat treaba, exact. Sau oamenii dumneavoastră ajung foarte noi ușor. Noi avem service, tot așa avem acoperire națională, iar pe măsură ce ne dezvoltăm cu partea de vânzări, pe măsură ce vinde mai mult, în aceeași proporție mărim și echipa de service. Da. Am convingerea că ceea ce produceți va pătrunde cât mai mult și cât mai bine printre fermierii români, care trebuie, spun eu, nu doar ca jurnalist, dar și ca, să spun, profesionist în domeniu, pentru că sunt agronom de specialitate, cred că merită și este mai eficient să procure utilaje produse în România, așa cum facem, promovăm produsul românesc din zona alimentației, așa trebuie să facem și aici. Aveți mare dreptate, pentru că tot aud și eu, dacă, de exemplu, mă duc într-un supermarket, prefer să cumpăr o roșie românească, un castravet românesc. Corect. Deci este un lucru care vine din interiorul meu ca să fac lucrul ăsta și așa am, așa ar trebui am fost educat și... Sigur. Ei, așa ar trebui să vină din interiorul fiecăruia, exact. Senzația, ideea de a cumpăra, de a-și achiziționa din ceea ce se produce în România. Exact, pentru iată că de data asta, sprijinindu-ne unii pe alții, corect. Putem să facem din România o țară mai puternică. De ce să plătim pe alții și să nu ne plătim pe noi? Exact.